după ce am demarat acest frumos proiect, ne-am dat seama la un moment dat că avem tot mai mulți copii interesați de arat și că ar fi frumos să le valorificăm talentul. Și atunci am demarat inclusiv concursul de creație Arat Dragostea Mea, un concurs pe care îl derulăm anual și în cadrul căruia copiii talentați ne aduc lucrări de grafică, de pictură, de desen, de beletristică, de fotografie. Absolut toate creațiile artistice sunt acceptate. La sfârșitul anului școlar, un juriu format din specialiști la categoria arte plastice, din artiști plastici, la categoria literatură din scriitori, sau mai degrabă doamne scriitoare am avut în acest an, deliberează și aleg la fiecare categorie de vârstă cele mai bune lucrări. Important să spun că pentru noi toți copiii sunt premianți, toți copiii care au adus lucrări în acest proiect sunt câștigători și tocmai de aceea am expus pe hol toate lucrările pe care le-am primit. Așa că haideți în primul rând să-i aplaudăm pe toți copiii care au participat la acest concurs. Sigur că a fost foarte greu pentru juriu să facă un clasament și o diferențiere, dar eu încurajez și pe acei copii care astăzi nu vor primi un premiu să persevereze și la anul să vină cu o lucrare și mai bună și sigur că în anul viitor șansele lor de a fi pe lista premianților vor fi și mai mari. Înainte să începem, vreau să-i anunț și să le mulțumesc pe partenerii proiectului nostru, în ordine alfabetică, nu în ordine importanței, pentru că toți sunt la fel de importanți pentru noi. Este vorba despre Artist Vest, Ascen Group, Asociația Miloș Cristea, BNB, Direcția Județeană de Culte și Patrimoniu Arad, Direcția Județeană de Tineret și Sport Arad, Galeria Old Art, Patiseria Special, Real Hypermarket, Supporter Club UTA și Clubul UTA și Vagart Studio. De asemenea, avem parteneri media care ne-au ajutat pe tot parcursul anului să promovăm acest proiect și iată și astăzi sunt alături de noi pentru a-i fotografia și filma pe copiii talentați. Este vorba despre portalul tot în ordine alfabetică, Arad Culture, Baricada TV, Info TV, Newsar, partiarad.ro, tvarad.ro, VestTV și Vestic.ro. Haideți să-i aplaudăm pe acești parteneri datorită cărora putem acorda alți premii. Ce o să facem astăzi, pentru că vorba lungă e sărăcie sigură și am vorbit deja prea mult, vom anunța pe rând premianții la fiecare categorie și între categoriile de premii ne vom bucura de talentul unor copii care știu să cânte, știu să danseze sau joacă teatru. Iar la sfârșit o să avem un concert absolut special la unei trupe pe care eu am foarte tare la suflet. Nu doar pentru că e o trupă foarte bună, dar și pentru că sunt iubitori ai Aradului și iată astăzi au ales să fie alături de noi și vreau să le mulțumesc foarte mult trupei Corso. Haideți să aplaudăm! Și e important să știți că toți cei care urcă astăzi pe scenă fac voluntariat. Astăzi toată lumea a venit din dragoste pentru Arad, din dragoste pentru copiii care au adus lucrări și eu mă bucur foarte, foarte mult. Așadar, înainte să anunțăm prima categorie de premii, ca să ne încălzim un pic, o să urce pe scenă niște dansatori extraordinari de la Ballroom Dance. Hai să primim cu aplauze! L'estate verrà, la neve verrà.
bruciata io a te. Felicitări, Paula! Câți ani ai? 11. Mulți înainte. Și cum te-ai gândit tu să ne trimiți o lucrare la concurs? Pentru că iubesc foarte mult Aradul și vreau să arate cât mai bine. Bravo, felicitări! Atunci așteptăm în fiecare an lucrările tale care o să arate tot mai bine și poate într-o zi și în afară o să arate așa de frumos ca în desenele voastre. Cu asta am încheiat categoria arte plastice, ciclu primar. Înainte să trecem la ciclu gimnazial, o să-i chemăm din nou în scenă pe copiii grozavi de la Ballroom Dance.
Foarte frumos, felicitări și mult succes vă dorim în continuare. Eu știu că voi copii de la Ballroom Dance participați la o grămadă de concursuri, așa că vă ținem pumnii să reprezentați bine Aradul. Trecem mai departe la următoarea categorie de premii și vreau ca la fiecare categorie care urmează să invit alături de mine pentru a mâna premiile pe unul din prietenii sau partenerii proiectului nostru. Așa că de data asta vreau să invit în scenă pe colega noastră Florica Starca. Florica este coordonatorul proiectului Serile Mișcării Arădene și poate cel mai activ membru al organizației noastre în ultimul an. Este cea care, practic, e gazda dumneavoastră la Serile Mișcării Arădene și îmi să stea aici alături de mine și să mă ajute să înmânăm premiile. La categoria gimnaziu avem un premiu special pe care noi l-am numit premiu de perseverență pentru un copil care a participat cu lucrări la toate edițiile de până acum, a și câștigat premii la edițiile trecute, dar mai mult e un copil care vine aproape în fiecare săptămână la Serile Mișcării Arădene. Este vorba de Eduard Cocev. Edi, ce lucrare ne-ai adus tu anul ăsta în concurs? Turnul de apă. Și cum de te-ai gândit să desenezi turnul de apă? Clădire care îți place? Da. Pentru că anul trecut mi-aduc aminte că ne-ai trimis podul Traian cu toate diblurile desenate, așa-i? Și cu aia ai impresiunea juriu. Bine, felicitări și așteptăm lucrurile tale și în anii următori. Premiu special la această categorie ciclu gimnazial se acordă elevei Andreea Mădărăsan. Felicitări, Andreea! Ce ai desenat tu? Podul Traian. Și am văzut că era un desen așa foarte interesant care transmitea și o stare de spirit. Da, era un pic cam trist. Și de ce era podul Traian trist? Nu știu. Așa l-ai simțit tu. Bine, juriului să știi că i-a plăcut tristețea din podul tău, așa că ți-a dat un premiu special. Felicitări! Și te așteptăm și la... Tot un premiu special se acordă elevului Patrick Tărhuna. Nu știm dacă Patrick e în sală, dar aplaudăm oricum. Premiul al treilea se acordă elevei Alexandra Camelia Todor. Ei tu premiul lui Patrick, uite o colegă de-a lui Patrick aici, o să le rog pe colegele mele să-i transmită premiul. Așa, și între timp o invit în scenă pe Alexandra Camelia Todor, dacă se află alături de noi. Anul e aici. Anul, dacă nu greșesc, anul trecut, Alexandra cred că a fost chiar câștigătoarea Marelui Premiu. Și noi ne bucurăm foarte mult când copiii revin cu lucrări de la an la an, pentru că asta arată că ei sunt tot mai îndrăgostiți de proiectul nostru. Tu erai, nu? Colegă grijulie. Bravo! Și pentru că am vorbit de Marele Premiu, sigur că în fiecare an, la fiecare ediție, am avut, dincolo de toate premiile 1, 2 și 3 pe categorii, un mare premiu. Anul trecut a fost o bicicletă. Anul ăsta e, Marele Premiu e, e o combinație, de fapt, între un MP3 player cu display video, memory stick și o serie de alte accesorii foarte iubite din câte știm noi de copii. Iar Marele Premiu îl vom anunța doar la final, așa că o să vă rugăm să rămâneți cu noi în sală pentru a afla cine este câștigătorul sau câștigătoarea din acest an. Un copil foarte, foarte talentat. Premiul întâi la categoria ciclu gimnazial merge către eleva Giulia Groșan. Bun, nu e nici Giulia cu noi, o să transmitem premiul și acum invit o altă fetiță talentată de la Școala Populară de Artă, Ioana Lădău.
să vină aici în scenă. Hai de aici, Ioana. Hai și spune-ne ce o să ne cânti astăzi. Ce o să ne cânti tu, Ioana? Fiesta ce noroc. Ce noroc! Bravo! Înseamnă că noi suntem norocoși astăzi că tu ne cânti, așa-i? Da. Ascultăm. Gimnazial. Și vreau să ne spui ce lucrare ai prezentat în concurs.
Lacul Pădurice. Lacul Pădurice, îmi amintesc acum lucrarea ta foarte interesantă, viziunea despre lac. Felicitări! Și acum o să trecem la ultima categorie din secțiunea Arte Plastice, după care vom lua de la capăt cu secțiunea literară, cu copiii care ne-au transmis eseuri și poezii. Și o să rog să vină alături de mine pe scenă pe un drag partener al nostru, domnul Lucian Cosma din partea Supporter Club UTA, pentru că vorbim de valorile Aradului. UTA am construit întotdeauna una din acele valori care nu trebuie lăsate să dispară și încercăm să o pomenim în proiectul nostru, iar cei de la Supporter Club UTA sunt la rândul lor întotdeauna alături de noi și pot să vă spun că printre premiile primite de copii astăzi, câteva constau în vouchere, care sunt de fapt abonamente gratuite pentru următorul sezon la meciurile UTEI. Așa că unii dintre voi o să găsiți, băieții probabil, o să găsiți astfel de vouchere. Mulțumim Supporter Club UTA și pentru că eu știu foarte bine că Lucian, un mare iubitor al Aradului, îi acordăm și lui acest titlu de iubitor al Aradului. Și în loc să mă ajute să decernăm premiile, avem o mențiune pentru fotografie. Am avut și o lucrare de fotografie în secțiunea Arte Plastice, eleva Iulia Criste. Nu știm dacă Iulia e cu noi, e acolo. Felicitări, Iulia! Ia spune-mi, îți place să faci poze? Da, foarte mult. Și ce fotografiezi tu de obicei? Eu de obicei fotografiez clădiri, flori, și la clădiri ce-ți place ție mai mult în Arad? Îmi plac clădirile mari, înalte. Bravo! Felicitări! Tu primești un premiu special pentru fotografie. Deci o diplomă și Lucian o să-ți dea un premiu. Avem și o mențiune pentru grafică la această categorie, elevului Lucian Popa. Trecem la categoria liceu, cum vă spuneam, și aici avem un premiu pentru complexitate, o lucrare pe care o să o vedeți expusă și o să vă dați seama imediat care acea lucrare care a primit premiul pentru complexitate, pentru că s-a muncit foarte mult la ea. Eleva Berar Cristina. Premiul a doilea, iată, de data asta n-am scăpat diploma de premiul 2, la categoria liceu. Alexandra Ioanăș, e aici Alexandra. Felicitări, Alexandra, ce lucrare ne-ai prezentat în concurs? Am avut un concurs Lacul de Apogoria și Catedrala. Felicitări! Ei, la această categorie nu voi spune premiul întâi, dar de data asta nu pentru că mi-a scăpat diploma, ci pentru că la finalul jurizării, premiul întâi de la această categorie a fost considerat marele premiu, așa că îl vom anunța un pic mai târziu. Și până înainte să trecem, mai este un premiu? A, deci tot am uitat ceva. Așa, premiul 3 a venit un... pentru Berar Cristina, iarăși un coleg inimos. Ne bucurăm atunci când colegii sunt în sală și ne ajută să distribuim cadourile. Da, și încă un premiu 3. Baco și Amalia. E în sală? Amalia, pe tine te uitam. Amalia a prezentat o lucrare foarte complexă, un colaj, dacă nu greșesc, așa e Amalia, felicitări, uite, pe Amalia o știu de când era copil mic, așa e Amalia? Da, ea spune, ce ai prezentat în concurs? Aradul Nou. Aradul Nou, foarte frumos, pentru că ea locuiește în Aradul Nou și eu am fost foarte plăcut surprinsă când eu n-am știut premiile decât după ce le-am primit de la juriu și am văzut lista copiilor și m-am bucurat foarte mult că am văzut copii talentați pe care pe unii știu și le știu pasiunea pentru Arad de ani de zile. Felicitări, Amalia!
Și acum o să trecem la un nou moment muzical. De data asta o invit în scenă pe Ligia Cristea. Ligia, tu ce ne cânti astăzi? Astăzi voi cânta Bunica mea dansează rock și să dansăm latino. Și bunica ta dansează rock? Nu chiar, dar bunica mea e aici în sală și am venit astăzi să mă susțină. Bun, atunci hai să vedem cum dansează bunica rock. Să dansăm latino, hai de vino, vino, lumea dragă.
simțitor, cel bun asta ușor. Poate exista pe oricine, ce simplu ne mișcăm și ne sincronizăm. Dansul trăiește în mine, să dansăm la fino. Apropo de copii de la Școala Populară de Art Clasa Canto, două din fetițele care sunt astăzi aici, Lige și Iulia Boc, pe care o să auziți mai târziu, le puteți vedea și mâine de la ora 5 la Teatrul de Marionete, într-un spectacol prezentat în premieră, pot să spun, împreună de Teatrix și Amifran, Suzetomanii Anonimi, așa că mâine la ora 5 vă invităm și la Teatrul de Marionete. De asemenea, toate fetițele de la Canto vor cânta mâine la primărie, fața primăriei, cu ocazia crossului și semii maratonului Aradului, unde sperăm să vedem cât mai mulți copii care iubesc mișcarea. Și vom trece acum la secțiunea literară, unde avem atât proză descriptivă, cât și poezie și eseu. Vreau să le mulțumesc celor două scriitoare care au fost membrele juriului nostru. Este vorba despre doamna Lia Faur, pe care o să și invit în scenă să mă ajute să acordăm premiile. Și doamna Lucia Vivar, care din păcate azi nu e aici cu noi pentru că fiul ei are banchetul de absolvire a clasei a 8-a. Și începem cu prima categorie, categoria 7-11 ani. Și avem un premiu pe care juriul l-a numit foarte interesant, premiu pentru statistică, pentru că au fost foarte multe informații interesante în text, în categoria proză text descriptiv, și se acordă acest premiu elevei Iulia Filipaș. De asemenea, următorul premiu la această categorie de proză descriptivă și de altfel premiul 2 la această categorie se acordă elevei Roxana Budău. Budău, pardon. Despre ce ai scris tu acolo? Am scris despre fabrica de trenuri, uzina de tramvaie și despre cum iubesc eu Aradul, că este casa mea. Foarte frumos, bravo! Iată, o scriitoare în devenire. Tot la această categorie proză text descriptiv, premiu pentru frumusețea descrierii, elevei Carla Baba. Premiul întâi la această categorie, altfel numit de comisie, premiu pentru claritate și expresivitate, se acordă elevului Paul Truță. Felicitări, Paul! Despre ce ai scris tu acolo de impresiona juriu, așa? Despre preparandia. Despre preparandia. Și ți-a plăcut ție subiectul ăsta, clădirea asta? Foarte mult. De ce? Că interesant. E veche, că a fost prima școală de învățători. Bravo! Bravo! Felicitări! Felicitări și te așteptăm și la anul în concurs. Și dacă tot suntem la secțiunea literară, vreau să-i mulțumesc de asemenea librăriei Corina, care a fost foarte generoasă cu noi și în pachetele de premii se găsesc și multe cărți de la Corina. De asemenea, vorbind de partenerii noștri, un partener foarte drag nouă, care de la prima ediție a fost alături de noi, Direcția Județeană de Tineret și Sport,
ne-a oferit o mulțime de premii, printre altele, unii dintre copii în pachetele voastre veți găsi abonamente gratuite la bazinul de not. De asemenea, la două dintre categorii, la premiu, la marele premiu și la premiul întâi, la una dintre categoriile de liceu, avem niște tabere gratuite, niște tabere de creație gratuite, oferite de asemenea de Direcția Județeană de Tineret și Sport și le mulțumim foarte mult. Din păcate, doamna Liana Marian nu a putut să ajungă pentru că e în pregătirea cross-ului de mâine, dar îi mulțumim de la distanță. Și acum invit în scenă o domnișoară foarte, foarte talentată, cu multe premii la concursuri muzicale și o fetiță foarte, foarte veselă de altfel, Iulia Boc. Iulia, ce o să ne chinzi nouă astăzi? Good time, cred că rămâne mistiuții. O să ne hotărăși pe parcurs. Uitați-vă bine la Iulia pentru că o să auziți mult în viitor de ea. E un copil cu o voce extraordinară. Toți cei care au auzit-o cântând spun că de mult nu s-a mai auzit un copil de vârsta ei să cânte așa. Așa că, Iulia, așteptăm să te vedem la televizor, la, nu doar la cele locale, la cele naționale, da? Așteptați! Mult succes! Iulia.
Și acum o să trecem la următoarea categorie. Este vorba de tot categoria proză, text descriptiv, de data asta categoria de vârstă 16-18 ani. Și aici avem premiul 3, un premiu pentru descrierea turnului de apă. Iată că turnul de apă e o lucrare iubită, o regăsim și în, în beletristică și în arte plastice. Elevului Eusebiu Bercean. Îl așteptăm să-și ridice premiu. Și la această categorie îl invit pe scenă alături de mine pe un alt partener drag al proiectului nostru, domnul Cristian Varia. Și nu te ascunde, Cristi, vino pe scenă. Haide, hai să-l vedem pe scenă. Eusebiu, nu-mi place. Haide aici. Nimeni nu scapă așa de ușor. Tu, de ce ai ales tu turnul de apă? Mi-a plăcut. Da, îți place clădirea? Îți place istorie? Da, e frumos. Ok. Bine, felicitări. Așa cum vă spuneam, un drag partener al proiectului nostru este domnul Cristian Varia și cu ocazia asta vreau să vă spun că în Arad avem o nouă televiziune online, tv-arad.ro, care ne ajută, este deja partener al proiectului și ne-a ajutat foarte mult să-l promovăm. Așa că aplauze și pentru Cristi Varia și... Și intrați pe www. Mulțumesc și eu pentru această prezentare. Să nu uitați, tv-arad.ro va difuza acest material în curând. Îl găsiți acolo pe YouTube, embeduit pe acest site și sper să vă placă în continuare acest proiect tv-arad.ro. Deci acolo vă puteți vedea cu toții. Mulțumim mult. Am fost filmat de la început până la sfârșit. Da, chiar și acum. Următorul premiu, premiul 2 la această categorie, un premiu pentru sensibilitatea descrierii, îl primește eleva Dalia Vale. Este, uite acolo, doamna, cu ocazia asta mai, trebuie să mai menționez pe cineva din sală, o profesoară care, cu care colaborăm de 3 ani de zile la acest proiect, doamna Ileana Selejan de la Colegiul Național Moise Nicoară. Și nu doar la acest proiect, la colecta de cadouri de Crăciun și la multe altele. Așa că, după ce terminăm, o să transmitem Daliei premiul prin intermediul doamnei profesoare. Și premiul întâi la această categorie e un premiu comun, pentru că a fost o lucrare comună realizată de 2 tineri, foarte pasionați de Arad, din câte știu eu de altfel. Un premiu cu juriul a numit de altfel premiul pentru bună documentare. Deci premiul întâi la această categorie, Eugen Rogojan și Teodor Stoica. Pe lângă diplomă și premiul care se află acolo în plasă, la această categorie mai avem ca premiu o tabără gratuită oferită de Direcția Județeană de Tineret și Sport Arad, o tabără de creație, teatru, improvizație, care cred eu că o să vă placă foarte mult și o să vă dăm detaliile după ce finalizăm. Vreau să ne spuneți despre ce să scrieți acolo în lucrarea voastră. Despre monumentele dispărute de pe Bulevardul Revoluției. Am ales să scriem despre asta pentru că mulți habar n-au că pe Bulevard, undeva, de exemplu, în fața la Bisericii Roșii, cândva se afla o grămadă de monumente valoroase, care n-au. Deci, din cauza unor regimuri sau, nu știu, unor vandali, au dispărut. Este mare păcat de pierderea acestor monumente, iar noi am încercat, în funcție de câte informații am avut, să reamintim de acestea. Foarte frumos. Vreau să mai spun despre acești 2 tineri, pentru că îi cunosc deja de multe vreme, ei participă la multe proiecte de ale noastre. Cei care aveți cont de Facebook, poate de multe ori vă întrebați cine este Aradul de altă dată. Aradul de altă dată nu e un bătrân a toate știutori, Aradul de altă dată e un copil de 15 ani, Teodor Stoica. În același timp, tot pe Facebook există blog de istorie și arhitectură. Nici acolo nu vă imaginați un istoric sau un arhitect. Cel care muncește la documentare este Eugen Rogojan.
Deja le-am dezvăluit. Continuăm prezentările, premierile la partea literară și avem categoria proză beletristică 7-11 ani. Locul 3 se acordă lui Matei Salusti, un premiu pentru frumusețea iluziei, l-a numit comisia noastră. Dacă Matei nu e aici, o să-i transmitem tot așa prin intermediul doamnei profesoare. Premiul 2 la această categorie, un premiu pe care juriul l-a numit pentru dragoste specială pentru Arad, merge la Alexandra Creț. Și aici trebuie să dezvălui ceva, că întâmplător azi dimineață m-am aflat într-un loc anume și am aflat un lucru. Alexandra Creț nu este doar un copil care iubește Aradul, dar azi dimineață am aflat eu că astăzi a primit diploma de șef de promoție la Colegiul Național Moise Nicoare. Cred că e un lucru extraordinar. Dar, Alexandra, despre ce ai scris tu lucrarea ta? Păi, în general, am scris despre mai multe lucruri din Arad, care m-au impresionat foarte mult și care le-am aflat cu ajutorul mișcării atâtene. Și, nu știu, pur și simplu, am scris ce am simțit pe hârtie și am zis că de ce să nu particip. Faptul că ai scris ce ai simțit, s-a simțit, pentru că iată, premiul tău se numește premiul pentru dragoste specială, da? Felicitări, Alexandra! Și premiul întâi la această categorie, numit premiul pentru sinceritatea exprimării, îl primește eleva Patricia Nicol Gal. Bun, dacă nu este, știu că sunt două colegi de clasă de ei în sală, așa că o să primească ele pauză premiu. Bun, și înainte de a trece la ultima categorie de premii, o să avem un moment special, un moment de teatru, oferit de elevii clasei, unei clase de a 5-a, de la... nu e a 5-a? A 9-a și a 10-a, am schimbat puțin. Clasele a 9-a și a 10-a. Știu că discutasem cu doamna profesoară la un moment dat și de o clasă de 5-a, așa că am încurcat eu un pic anii. Deci, elevii claselor a 9-a și a 10-a de la colegiul, de la Liceul Pedagogic Țichindeal. Thank you.
Îmi cer mii de scuze, domnule. Dar autobusul întârzie. Da, domnule, ajung imediat. Mua! Acum mai mult mai bine. Așa, cât de scump trebuie să fie să ne lasă să cumpre la lui? Mi-e așa de scump. Ar fi. Dacă mi-ar da, le-au meu. Hei, ce vreți de la mine? Vedeți-vă treburile voastre. Mua! Dar exact asta facem. Ne vedem de treburile noastre. Nu-i așa că ne vedem? Să-mi dai imediat la meu! Ce aveți, fraților? Ce v-am făcut eu? Ce vreți la mine? Vrei umbrela mea? Nu te dau, da! Ok, ok. Ia-te-i 10 lei și cumpără-ți umbrela. Ia-te-i cu 10 lei. Mă lăsați-mă, dracului, pace! Da, cine-i? O, scuzați-mă, domnule, nu vorbeam. Da, domnule, astea un taxi. Mamă, să nu spui că mergi în centru. Dar ce coincidență. Și ne mergem tot acolo. Hei, mă trezi un leu! Taxi! Taxi! Dar unde pune transportul? Tipul ăsta l-a ridicat.
Hai, va, de gratis. 10-0. Pe mine nu mă trebuie. 6. Cum? Vei la timare! Thank you.
Despre ce vorbim noi aici? Despre poveste! Zici cât e de comunicativă? Suntem la povești ore întregi! Serios? Și ce zice? Maaau! Vreți să mă faceți să cred că dumneavoastră nu înțelegeți limba zicească? O, ce cred? Dar și stăpâneți pe zicească la perfecție! Am făcut și traduce! Uitați! Vă fac o mică demonstrație. Dumneavoastră spuneți mau, iar eu vă spun. Doamnă, eu nu vă nu știți nimic. Nu se face nimic dacă nu aveți accentul perfect. Așa, da. Haideți, cu curaj. Mau. Bine, fie, miau. Dar ce vârstă v-ați căsătorit? La 11 ani!
pe care, în mod ciudat, a dorit să-l profese pe propria mână. Vreți! Cartier, model sport! Ia, mai are scandăvă! Deci, puteți imagina ce încheieturi are! Ce groase! Greu că se trâncează damă pe mâna ei. Domnule, dumneata ai băut ceva? Da. A venit sport, o feliuță de limetă și doar în strop de mine. Face minuni dimineața de sănătate. În fine, mai departe. Și a spus că dorește să-l cumpere. Și când să-l casezi banii, a rupt la fără cu ceasul tău. Varianta, domnului, este incomplet. A uitat să menționeze de picul roz și de domnul... Domnule, dumneata ai băut ceva? Da. Am un discot, cu o plinuță de limetă... Și cu un strop de miere, știu. Dar ce e cu picul roz? Explică! Vezi! În magazin se mai afla următor. Un picul roz și stăpânul său, un domn haios. Nu că era haios. Da, da, da. Era atât de drăguț, nu că era drăguț. Da, da, da. Cine? Domnul? Nu domnul. Domnul era haios. Picului era drăguț și roz. Domnul cel haios îi vedea comens picului roz într-o limbă ciudată. Iar picului ne făcea ochiul și apoi cădea la ață. Și cânta la muzicuță. Da, 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 da. Picului? Ei, picului. Domnule, dumneata ești prea. Dragă de... Dacă mai aduci o dată vorba de apă de foarte, fac la rei. Îți bă așa pe mine! Ce legătură are domnul cu câinele în toată povestea asta? Băi, Sri, pare, pentru că atunci când am vrut să plătesc, la urmă de unde nu -i. Probabil că domnul cel mai eu sunt și vise cu câinele la matul ros. Evident că am luat-o la goană după ei. Dar după nici 11 pași, brățara ceasului de damă de pe mâna mea plecăște, iar ceasul cade exact în locul de canalizare. Dar exact. Dus a fost ceasul, dus a fost și pormoneul meu, împreună cu domnul Cehaios. Și filmul îl rău. Concluzie, ceasul era în colț. Cum ar trebui explicat că pe țara a ceas cartier, model sport, preț de catalog 2999 lire, fără TVA, plăsnește, iar ceasul cade exact în locul de canalizare. Dar exact. Iar acum, domnul, aici de față, vrea să plătesc pentru un ceas fals, care nu din mea să plătesc. Ce aveți de spus, domnule Divin? N-am cuvinte. Pune și numele sună excroc. Visto așa. Domnul, domnule, încetați, vă fac la rei! Foarte inteligentă remarcă. Foarte. Și dacă m-ar fi chemat Mr. Way, ar fi presupus că am 11 tone. Pot să dovedesc că domnul aici de față poate chiar în acest moment un ceas fals. Pentru aceasta așa avea nevoie de ceasul dumneavoastră și de ceasul. Domnule Titi, ceasul! Nu! Așadar, după cum puteți observa, Ana, soția mea, la spital, de un pitbull, vin imediat! Soția mea a fost mușcată de un pitbull! Roz? Trebuie să fug la spital! Mulțumesc pentru telefon! Scuze-mă, dar trebuie să dau de urgență un telefon! Mulțumesc! Și nu uitați! Apă de izvor, cu o feliuță de limetă și un strop de miere! Faceți muzică! La fel și eu. Detest pe țivii. Mă scot din mici cerșetori. Mă revolt de hoții. În legătură darea cu clientă bătrână și senilă. Îmi pare așa de rău. Mi-am fost furat de suma ceasul meu preferat de la tine. Îmi pare teribil de rău. Să nu mai au de apă din zbor. O feliuță de limetă. Și un strop de miere. Să nu mai au de pitbull roz. Să nu mai au de pisici împoiate și roz. Urăsc roșuri. Bine spui.
Felicitări copiilor de la Liceul Pedagogic și vreau să-l felicit, să-l invit în scenă pentru a-i acorda de asemenea o diplomă de iubitor al Aradului, îndrumătorului acestor copii, domnul Ștefan Statnic, dacă este aici în sală. Dacă nu este, te felicit. Foarte frumos, vă mulțumim! Mulțumesc de asemenea doamna Florina Păsculescu de la Liceul Pedagogic, care de fapt a fost cea care ne-a dat ideea de a invita pe acești copii și care pe tot parcursul anului ne-a susținut foarte mult cu proiectele noastre. Mulțumim, Florina! Dacă tot să la mulțumim, înainte să anunț ultima categorie de premii și apoi să ne distrăm pe muzica Corso, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei din Mișcarea Arădeană care au muncit mult la acest proiect, dar în special patru colegi care au dus greu acestei zile și aceste festivități. Este vorba de coordonatorul proiectului Anca Vesta, de Ioana Muscă, de Marius Tătariu și de Florica Starca. Ei au dus chiar greu aceste ediții din acest an și le mulțumesc foarte mult. Și pentru a decerna premiile la ultima categorie, îl invit alături de mine în scenă pe un alt partener al proiectului nostru, domnul Marcel Ghișcan din partea Scen Group. Trecem la categoria 16-18 ani, tot secțiunea literară. Premiul 3 se acordă domnișoarei Roxana Pădurean pentru exprimare plastică, așa a numit juriul premiul. Chiar dacă Roxana nu e în sală, trec la următoarea nominalizată. Nicoleta Larisa Florea pentru acuratețea textului, premiul 2. Se pare că la această categorie avem... De fapt, două dintre domnișoare ne-au și anunțat că astăzi au banchetul și nu pot să vină alături de noi. Și premiul întâi pentru poezia textului Roberta Carina Paven. Felicitări! Bun, trecem la categoria poezie 7-10 ani. Premiul 3 pentru maturitatea sentimentului, Daria Ștefănuț. Daria a mai fost premiată la încă o categorie, deci o felicităm de două ori și mai acordăm încă o diplomă. Premiul 2 la această categorie, Paula Ștefania Hoțopan, și a fost la încă o categorie medaliată. Iată, felicităm de două ori copii talentați care participă și sunt talentați și la partea literară și la partea de arte grafică. Și premiul întâi la această categorie, premiul pentru naturalețe, Liana Ștefana Bonca. Iată că e în sală. Uite ce micuță e! Micuță, dar talentată! Felicitări! Ia spune despre ce ai scris tu acolo, te-ai impresionat așa de tare, Juliu? Eu am încercat să scriu doar despre sentimentele mele și mă bucur că jurului le-au plăcut. Și sentimentele tale erau legate de Arad? Da, îți place Arad? Foarte mult! Bravo! Haideți să felicităm o fetiță talentată! Talentată care a scris o poezie frumoasă despre Arad, pe care o puteți vedea expusă afară. Și mai avem încă o premiantă la această categorie, pentru poezie filozofică, Cristina Aruștei, la categoria 15-18 ani. Cristina, dacă mi-amintesc eu bine, a mai fost premiată de noi în alți ani, în alte ediții, și mă bucur foarte mult că revine de fiecare dată și de fiecare dată reușește să convingă juriu. Ce ai scris anul ăsta? Anul acesta am încercat să fie ceva mai subiectiv. Am scris sentimentele, am încercat să exprim în cuvinte sentimentele mele față de Arad și dragostea mea față de locul în care m-am născut. Bravo! Felicitări și te așteptăm și la anul! Bun, și cu asta
am premiat pe cei mai mulți dintre copiii care ne-au încântat cu lucrări. Sunt foarte, foarte multe lucrări, dar să știți că ne-am fi dorit să dăm fiecare copil un premiu. Toți sunt foarte talentați. Mai rămâne de anunțat doar marele premiu al acestei ediții, care pe lângă ce vă spuneam că va primi câștigătorul sau câștigătoarea, va avea de asemenea o, din partea Direcției Județene de Tineret și Sport, și o tabără gratuită, o tabără de creație, o tabără de pictură pe sticlă și creație de măști venețiene, așa am aflat eu că se numește tabăra, și pe lângă asta va avea o vizită ghidată la atelierul artistului plastic Lucian Țidorescu, care a fost de altfel coordonatorul juriului la această secțiune, dar a participat și la prima ediție și a primit un premiu, n-a fost marele premiu. E o lucrare foarte frumoasă care a surprins juriul, nici măcar n-au fost dezbateri multe cu privire la decizie. Și o invit pe scenă pe Isabela Andronache, câștigătoarea marelui premiu din acest an, și îl invit pe președintele Mișcării Arădene, Claudiu Cristea, să decerneze premiu. Felicitări, Isabela, ia spune, ce ai desenat tu anul ăsta? Exact, cu foarte multe detalii, să vedeți, o să recunoașteți imediat această lucrare, acest frumos balcon, acest frumos bobindou, desenat cu foarte multe detalii, și sper că mi-o păstărică mi-a șoptit că tu ești pasionată de arhitectură și de restaurare, e adevărat, și că asta vrei să urmezi, foarte frumos. Felicitări din partea noastră, urmează-ți visul și pe lângă premiul pe care o să-l primești acolo, după spectacolul să-ți mai dăm detalii, vei mai primi o parte din acest premiu, este o vizită într-o zi, o să te pui tu de comun acord cu domnul Țidorescu, care azi n-a putut să fie alături de noi pentru că lipsește din localitate, un pictor recunoscut și în străinătate și care te invită la atelierul lui să-ți dezvăluiască unele taine ale picturii și în același timp o tabără de creație despre care o să-ți dăm după aceea detaliile. Felicitări, haideți să o aplaudăm, multă căldură cu Isabela! Și la categoria oameni deosebiți, eu folosesc prilejul ăsta, că după aia o să tac, să le mulțumesc unor băieți de milioane, pe care eu consider și dragi prieteni, și să le acord de asemenea diplome de iubitori a Aradului, pentru că nu doar că au venit să cânte azi pentru noi, dar ne-au ajutat cu toată sonorizarea, cu toate sculele, așa că le decernăm calitatea de iubitori a Aradului lui Luci Gârlan. Cosmin Arbel, Cătălin Galben și Bogdan Bălan. Și aici i-a ascultat mai departe, din momentul ăsta eu mă retrag, vă mulțumesc tuturor, rămâneți în sală și hai să ne simțim bine împreună cu Corso. Nu întâmplător numele, pentru că iubitorii Aradului știu că pe vremuri, pe Corso se plimba toată lumea bună, așa că astăzi Corso ascultă toată lumea bună. Să ne distrăm! Stay like a flower, through the sky.
Thank you.
tuturor tinerilor care au făcut ceva pentru Arad.